Vă prezint revista Prietenul, numărul 26. O poză frumoasă, jos am scris, fiecare anotimp este unic, dar toamna rămâne cel mai desăvârșit pictor. Din cuprins, definiția prieteniei, știrea zilei, poante, meserile ministru canadien, Cluzul seara, minunat, factor amuzant, un dicționar ardeleanu-român, desenea lui Bailey Cook și un clip video cu imagini și muzică bună. În numărul viitor, alege 3 din 12 dorințe pentru doamne. Și de asemenea, în numărul viitor, am zis să vă fac un număr de magie făcut de suspinatul. Ca știrea zilei, am pus că România trece la statutul de piață emergentă. Să vedem. Om trăi și om vedea. Câteva poante. Și un mesaj. Deși are urcușuri și coborâșuri, viața este minunată. Un dar prețios pe care îl primim o singură dată. Deci trăiți-vă viața. Am găsit interesant să vă prezint ce meserii au fiecare din miniștrii din Canada. Și cum vă povesteam, Clujul, seara, un oraș minunat în care mă bucur că trăiesc. 10 factori amuzanți. Ultimul, când zâmbești, devii mai bun. Împarte zâmbetul tău cu alții și el nu doar odată se va întoarce. O zi frumoasă vă doresc. Pentru noi, ardelenii, acest dicționar e minunat. Păcat că nu pot să-l exprim eu foarte bine, dar când ai zis, no, bine, înseamnă da. No, bine, înseamnă nu. Și o să vedeți toate ce înseamnă. O pictoriță pe care pe mine m-a amuzat, este Bailey Cook. Am pus câteva din realizările ei. Și n-am putut să termin acest număr spunându-vă care vor fi realizările în secolul următor. Dacă le citiți, o să vedeți că nu sunt prea încântătoare. Și acum o să vă pun imagini și o muzică care o să vă relaxeze. Aș vrea să fiu în mașina care urmărește acest traseu. Oricum, eu am fost într-o localitate apropiată de asta.
V-a plăcut? Este că v-ați dori să mergeți. Cu asta închei revista de astăzi. Mâine, probabil, așa cum v-am spus, o să pun un număr de magie. Să vedem.